În ultima zi, 26.689 de cazuri de COVID-19 au fost detectate în 85 de regiuni ruse, a declarat sediul operațional pentru combaterea răspândirii infecției de la Moscova. Rata de creștere este de peste 1%. În același timp, 577 de pacienți au murit iar peste 24.000 au fost vindecați în ultimele 24 de ore. Moscova ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de cazuri noi, este urmat de Sankt Petersburg și regiunea Moscovei. Astfel, din primăvară în Rusia au fost identificate 2,7 milioane de persoane infectate cu coronavirus, dintre care aproape 48.000 au murit, iar 2,14 milioane s-au recuperat.